primarul sectorului 6, penelist, altădată onegist, a chemat publicul să-l ajute la salubrizare pe malul lacului Mori, care face parte din sectorul 6. Da, și oamenii au venit, au alergat sâmbătă cu noaptea în cap. Doar că aici au găsit poliție locală și asta nu se bucură deloc de o imagine bună, de încredere, cel puțin pe mine m-au nedreptățit de atâtea ori. Iată și acum Stella Taifas cu unul care îmblă, a ieșit la plimbare cu câinele fără botniță. Asta ar fi ilegal dacă am fi într-o țară normală. Și în plus o scos angajații primăriei în serviciile municipale, care tund iarba, strâng gunoiul frumos și minunat. Numai că noi venim să lucrăm voluntar, adică neremunerat, dar oamenii ăștia au ieșit la lucru azi. În zi de odihnă o să primească indemnizație dublă. De ce n-au făcut asta în zile de lucru când erau plătiți cu o normă? Asta mi-e greu să înțeleg și să accept. Nu mai spun că aici pe dig sunt niște gropi cât spargi roțele și îți frângi picioarele când vrei să alergi. Să umbli cu bicicleta sau chiar ieși la plimbare și te uiți la lac, la rață, la orizont, la apus soarelui și calci prin gropile astea. Sperăm că următoarea acțiune a primăriei să fie să repare digul lacului. Și aici vedem oameni cu tricouri de o singură culoare, deci e posibil că să de la organizatori sau nu înțeleg exact ce scrie, dar ceva scrie pe ele. Oricum, decât deloc, e mai bine așa. Măcar suntem siguri că oamenii ăștia care au ieșit la munci voluntare nu o să mai arunce deșeuri, o să vadă cât e de greu de adunat. Și s-a aruncat pe aici deșeuri de care vrei. Plastic, sticlă, hârtie, lemn, betoane. Acum ce fac? O stai și copaci ăștia toți? Vor să construiască ceva în loc, altfel de ce i-ar deranja niște verdeață în plus? Mă implic în comunitate. Da, bine, ceva neutru scrie. Sectorul 6 curat. Din coace încă n-au ajuns voluntari și un pescăruș, doi pescăruși morți. Probabil s-au înnecat cu plastic. Până la insulă încolo sunt echipe de voluntari și voluntare
veniți aici pentru salubrizare. Nu-l văd primar, dar cred că și el este pe aici undeva. Bine că sunt răsfirați, nu stau grămadă. Totuși capitala e în sub cod roșu, sau cum să zice, ar trebui să fie de mult carantinată. Cam asta e atmosfera sâmbătă dimineața pe malul lacului Mori, sector 6, București. Acolo e chiajna, e carantină pe motiv de pandemie. Aici e cam același procent de infectare, dar carantină încă nu s-a declarat. Și iată, oamenii ies la acțiuni comune de salubrizare. De fapt, și aici sunt mai mult funcționari ai primăriei sau angajat în serviciile specializate de salubrizare. Îi recunosc după veste. Voluntari văd pe insulă care strâng gunoi. Muncitorii de la stat o parte văd lucrează fără măști, așa cum îi observ și în oraș. Veniți de la țară, din suburbii, nu prea înțeleg ei să respecte normele obligatorii. Hei, hei, mai bine îți puneai o mască. Mașină de poliție locală. Iată motivul pentru care eu nu o să contribui cu nimic azi decât cu cârcoteală. Sectorul 6, încât n-am niciun chef să fac ceva împreună cu poliția locală până nu văd că își recunoște vina, pedepsește vinovații, o intenție măcar de reformare.